Hai, noroc, băieți, bine v-am regăsit aici cu un nou episod de Samp. Suntem aici pentru prima dată alături de Dagot. Salut, băieți! Mamă, ce tare ai inspirat! Așa, mă, frate, pentru că am mai filmat un episod, am filmat vreo 14 minute, cred, în pula mea și Dagot nu se auzea deloc, frate. Se auzea mai tare tastele mele, se auzea. În fine, mă, băieți, cum stă treaba? Fac un episod, adică clar, nu am vrut să fac episodul ăsta, nu am vrut să dau importanță ăștia, nu știu, oamenilor fără minte, copiilor fără minte, nu am vrut să dau importanță, dar am văzut că deja chiar cred că ei au dreptate și am zis să fac să vă explic cum stă treaba. Deoarece acum două zile, Dagot, nu greșesc, nu? Da, acum două zile. Acum două zile s-a, Dagot a banat în jur de 17 conturi, da? Deci în jur de 17 conturi au fost banate pe serverul OG Times cu același motiv. Eu în general, adică eu nu știam de faza respectivă și am văzut că sunt banate foarte multe conturi pe același motiv. Și mi-a explicat Dagot cum stă treaba și după am văzut că lumea este revoltată și nu le convenea ce se întâmplă. Așa că, Dagot, vreau să-mi explici și mie cum stă treaba și să le explici și lor cum stă treaba, da? Hai, până atunci să facem și noi un stand aici cu mașini. Sau dacă ți este mai ok, putem să stăm pe loc să povestim. Nu, sau nu, nu. Poți să stai, știi, tu pe loc și eu să fac standul, nu-i problemă. Nu, facem amândoi. Stai așa, hai să... Așa, jucătorul Costi Secarău, sau nu știu, în fine, Costi, a făcut un tichet acum două zile. Și el e liderul clanului Asi. Și a făcut un tichet. Tichet, precum jucătorul Kakapi ar fi folosit hack-uri la Clan Wars. Acel jucător Kakapi, să zic, a mai avut accesări de IP-uri, adică din partea lui Costi. Costi a intrat pe contul ăla și, fiind prieten și contul lui, s-au vorbit, au intrat pe acel cont și ce s-au gândit băieții? Hai să ștergem și noi un clan, filmăm cum ai avea hack-uri, te teleportezi ca să facem un ticket. Au făcut chestia asta, s-a șters clanul respectiv și după am zis să verific cine este acel Kakapi. Am verificat și contul era lui Costi și mai avea alte accesări, alte 17 accesări, pentru care i-am banat și pe ceilalți jucători. Și toată treaba asta a fost, să zic așa, din mintea unora care nu există, numai ca să șteargă un clan și s-au gândit să facă abuz și nu o să-i prindă nimeni. Și după am verificat toată treaba asta și am banat toate conturile. Bun, hai să vă fac un mic rezumat, da? Ca să fie ok. Deci, practic, Costi, Nosti, Brosti, Morți, ei de treabă, cum se numește el, avea contul principal și încă un cont secundar ca capi. Da? Greșesc sau zic bine? Nu, zici bine. Bun. Deci avea contul secundar ca capi și ce s-a gândit omul? Este lider de clan, avea concurență cu un clan, alt clan, un clan rival, da, aș putea spune. Ce s-a gândit, mă? Bă, hai să facem cumva să ștergem clanul respectiv. El, cum avea al doilea cont, a intrat cu ca capi în clanul respectiv, da? La noi este o regulă. Dacă folosești coduri într-un clan, mai ales când ai clan war, da? Când ai clan war și folosești coduri și așa mai departe, clanul o să fie șters. Pentru că vorbim de niște puncte premium care le poți obține, pe care le poți obține și îți dai seama, nu este ok să fii favorizat sau să le obții prin a folosi coduri și așa mai departe. Da? Automat clanul se șterge. Și a intrat cu contul Kakapi în clanul respectiv, a făcut tichet, deci s-a filmat Costi l-a filmat pe Kakapi cum ar veni. Adică și-a filmat practic, i-a zis la un coleg să intre pe Kakapi să-l filmeze ca să-i șteargă clanul rival, la băiatul ăla, da? A făcut tichet Costi și să-i șteargă clanul. Leno a verificat, s-a uitat la videoclip, dar nu a verificat și IP-urile să vadă dacă a cui contul, chiar nu l-a interesat și a șters clanul respectiv. I-a spus lui Masiv să șteargă clanul și a șters clanul respectiv, da? Dagot, văzând treaba asta, a verificat IP... Mama, l-ai făcut, mă? Aproape. Aproape, l-ai mai făcut să A verificat toate IP-urile ce... Hai să mă duc și mă să mă plimb. Hai să ne plimbăm, mă, Dagot. Deci a verificat toate IP-urile respective. Stai, pot să sar? Da. Și văzând că Kakapi este de fapt contul lui Costi.
Deci, practic, a făcut un scenariu să șteargă, să șteargă clanul respectiv. Vând casa lui Lolex de la CNN, LS, ID 200. Bă, stai, cu aici, așa e, așa e supranumită casa aia, mă? Casa lui Lolex? Da, așa, așa are reputația. What the fuck? Hai că are reputație bună. Deci am și o casă, dar n-am casă. Ok. Îți dai seama că a făcut un mic abuz și... Dagot, și eu, dacă eram în locul lui Dagot, sincer să fiu, văzând cât de bulangii sunt copiii și băieții respectiv, îi ardeam de nu se vedea. Pentru că și-au bătut joc de munca unuia și nu este ok. Practic, a banat absolut tot ce a prins pe contul Kakapi. Da, pentru că, vă dați și, adică, înțelegeți și voi, ăștia, bă, ăștia mai cu capul pe umeri, coaie, înțelegeți și voi că dacă ai două conturi secundare și un cont îl folosești să intri în, în clan war și să bagi coduri pe el și îți dai seama că mi-ai făcut prostii în trecut și dacă se conectează 17 IP-uri diferite pe contul respectiv, 17 conturi, adică 17 oameni diferiți pe contul respectiv, este un, un cont făcut aiurea și probabil doar pentru troll sau doar pentru a băga cheat-uri sau a testa sau așa mai departe. Îți dai seama că este făcut aiurea, da? Și omul, deci Dagot, a banat efectiv toate conturile conectate și ce făcea legătură cu contul Kakapi, adică contul respectiv, da? Deci absolut toate. Și nu văd ce nu este în regulă. Deci nu văd care nu este în regulă, după părerea mea. Vreau să-mi spun și voi părerea voastră în comentarii. Celor, bine, o părere să fie, nu știu, să fie... Nu că m-a influențat X și Y și așa. Bă, părerea voastră personală, da? Dacă vreți să ziceți acolo. Și dacă sunteți de acord, să dați și voi acolo un, un like cu aia. Bun. A banat absolut toate conturile respective. După părerea mea, este foarte bine că a făcut, deoarece și-a bătut joc pur și simplu de munca unui om. Și îmi pare rău pentru... Cred că am vorbit și cu Dagot mai înainte și în filmarea trecută, pentru că v-am spus... Îmi pare rău cei, pentru cei care s-au conectat pe contul respectiv și efectiv nu au avut treabă cu nesimțirea asta. Deci nu au avut treabă că i-a făcut tichetul respectiv sau a băgat cod. De, pur și simplu că s-a conectat pe contul respectiv și nu au făcut nimic. Pentru că probabil din aia 17 oameni, unii nu erau vinovați. Da? Dar efectiv nu te pune nimeni să te conectezi pe nu știu ce cont, pentru că este o regulă în pula mea. Dacă îi bagi... cod pe un cont, poți să iei bani și pe conturile secundare. Este regulă. Deci nu te pune absolut nimeni și vă zic de acum, nu vă pune absolut nimeni să vă conectați pe nu știu ce cont. De exemplu, eu pot să am un cont secundar, să bag doar cheat-uri pe contul respectiv și să fac o grămadă de căcaturi pe contul respectiv, da? Automat, tu te-ai conectat la contul respectiv, ai făcut o greșeală, frate, până la urmă. Și dacă ai făcut greșeala respectivă, asumă-ți-o, omul. Deci asumă și fii bărbat, nu fii pizdă. Deci vă zic mai pe înțelesul meu, cred că nu pe înțelesul vostru. Îți asumi treaba respectivă și faci în așa fel încât să fii bărbat, nu să fii pizdă după ce să vii să plângi prin reclamații, să vii să plângi prin cerere de un ban, să vii să plângi coaie, dacă ai făcut, bă, ce te-ai gândit? Bă, hai că vă ard coaie, o ard și gata, nu vă prinde nimeni, probabil așa s-a gândit, dar uite că Dagot a fost deștept și a verificat absolut tot ce trebuia și a ars efectiv toate conturile. V-am spus, îmi pare rău pentru cei care nu au participat la treaba asta și s-a conectat pe contul respectiv, dar unii din ei au înțeles, unii din ei nu au înțeles. Unii din ei sunt cu capul pe umeri, unii din ei sunt în continuare niște pizde. Pe înțelesul vostru și punct, da? Și o chestie foarte interesantă, să trecem, să mai schimbăm așa tonul, să fim mai ok, da? Cred că iară, a doua oară zic în pula mea, că parcă îmi vine să râd iarăși și acum. Băi, văd că mă, știți și voi că profilul meu personal este în descriere, în descrierea oricărui videoclip, da? Și mă văd că mă etichetează cineva pe Facebook, nu știu. Cred că chiar Costi, Mosti, Prosti ăla într-un post pe Stamp România oficial, că serverul OG Time server de căcat, pula mea, nu știu ce am mai scris eu pe acolo, eu văd postări de genul foarte des, da? Deci nu le dau importanță pentru că absolut mi se rupe fix pula de postările respective și ce au de zis băieții despre căcaturi, pentru că nu au argumente și probabil așa se întâmplă pe fiecare server și probabil și fiecare owner și co-owner a fiecărui server zice, bă, ai, mersi frumos, stai niște. Au părerile astea pentru că zic că fac serverul de căcat sau fac un server de căcat, nu contează că e OG Times, Bugged, Nefree și așa, fără
un motiv anume că am primit bani. Păi dacă ești o pizdă și ai primit bani și asumă-ți-o, pula mea, treaba aia. Dacă ai primit pe nedrept, e altă treabă. Ok, bun. Și am văzut că mă înjura pe mine că nu știu să-mi aleg staff-ul, îl înjura pe Dagot, deci îl înjura și pe Dagot, clar, Dagot a banat, și cu aia îl înjura și pe Ulpian. Păi, ce pula mea, mă, ce-i cu Ulpian? De ce pula mea îl înjur și pe Ulpian? Că nu te-a banat Ulpian, pula mea, te-a banat Dagot și poate cu mine, hai zici că ai ceva cu mine, că nu-mi aleg bine staff-ul. Bă, nu știu ce să zic, Dagot e în staff de foarte mult timp, are o experiență foarte bună, foarte mare și nu văd de ce. De ce? Te-ai descurcat tu mai bine sau voi ăștia care comentați și aiurea sau așa? Credeți că v-ați descurca mai bine în postura de admin să ziceți că nu știu ce și așa? Să vezi o grămadă de reclamații inutile, o grămadă de reclamații, o grămadă de handicapați care comentează aiurea. Și asta cred că ține de absolut fiecare admin de pe un server mare cu mulți playeri. Deci cred că faceți cu capul cu aia, mai ales că joci de foarte mult. Ăștia cu capul pe umeri, știți și voi despre ce vorbesc. Deci, credeți că voi v-ați descurca mai bine în postura asta? Nu cred cu aia. Nu cred, pentru că dacă aveți gândirea asta când luați un ban și suferiți după un joc, că luați un ban și știți că ați greșit în pula mea, mai ales ăia care fac cereri de un ban, folosesc coduri cu aia, de exemplu, eu mă teleportez de aici până Los Santos și mă filmează adminul, frate, mă filmează adminul în pula mea. Și știu că am băgat cod. Pentru ce morți ei mai fac cerere de un ban, mă? Bă, pentru ce pula mea mai fac cerere de un ban? Probabil te gândești că, a, stai mă, poate nu m-a filmat. Bă, coaie, ce pula mea? Ai făcut treaba asta? Asumă-ți-o în pula mea. Du-te pe a server, fă-ți alt cont. Pula mea, asumă-ți treaba respectivă, coaie. Nu fi o pizdă. Punct. Asta am terminat. Da? Bun, acum ieri sau alalt ieri, morți ei, că nici nu mai știu că m-am aprins tot în pula mea. Iar a doua filmare când iau foc aici, când văd o grămadă de proști și normal nu vreau să dau importanță proștilor, că după ce cred că ei au dreptate și așa mai departe. De fapt, stai că invers era. Dacă dau importanță, o să-i pun cu picioarele pe pământ, probabil pe unii care înțeleg situația. Bă, am postat o poză pe profilul personal cu ei. O poză cu mine, da? Și vine la fel, Rosti, Mosti, Rosti, Costi, ăla și îmi comentează muian de admin, pula mea, iară, cu înjura iară pe Dagoș și pe Ulpian, că nu știu să-mi aleg admini, coaie la poza personală, bă, morți ei, băi, coaie, vii și mă jur pe Sam, vii și mă jur pe fanpage, vii și mă jur în comentarii, nu știu, pe orice, bă, dar când e profilul personal și poza personală cu mine, coaie, lasă-mă morți ei, mă. Deci, credeți-mă că, nu știu, eu, așa e gândirea mea, multora dintre voi. Când omul își pune o poză personală pe profilul lui personal, băi, zic, bă, bravo, pula mea, zic altceva, îi dau un like, de exemplu, sau îi zic mișto vestă, mișto aia. Nu-mi veniți și ziceți, bagă stocuri de sân, pula mea. Deci am avut comentarii de genul la poze personale, bagă stocuri de sân. Coaie, ce e neregulă cu voi? Sau când bagi stocuri, sau hai, bagă update. Am avut și cu update, când se bagă update pe OG Times la o poză personală cu mine. Bă, coaie, voi gândiți puțin? Nu, cred că unii dintre voi chiar nu gândiți. Nu-i, e ok să zici, bă, alte chestii din viața reală. Da, poți să zici, nu-i niciun fel de problemă. Dai acolo un like sau ceva. Sau când postezi pe fanpage o poză de Samp sau cu Samp sau ce are legătură cu Sampul, este cu totul și cu totul altceva, sau pe comunitate, pe YouTube, este cu totul altceva cu aia, are legătură, dar așa nu o văd. No, acum sper că m-am făcut înțeles, sper că și Dagot v-a explicat situația cum trebuie, eu v-am făcut un rezumat mai mare la ce a spus el, eu îi dau dreptate lui Dagot. Și să-mi spuneți și voi acolo în comentarii părerea voastră, este ora 3 și clar, acum după ce închid, direct îl postez, sper să fie ok și să îl postez și să-mi spuneți și voi acolo în secțiunea de comentarii, nu legată doar de treaba asta cu banurile, ci de treaba asta cu banurile, dar și în general ce am spus în episodul ăsta. Dacă sunteți de acord, nu uitați să apăsați acolo un buton de like și să lăsați părerea. Încă o dată îi mulțumesc lui Dagot că a fost alături de mine și că v-a explicat situația. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt pe viitor probleme de genul, sperăm că o să le rezolvăm, poate o să mai fac un episod, să nu credeți că dau importanță persoanelor respective. Nu, dar nu vreau să creadă că ei au dreptate și că noi nu suntem niște proști. Deci ăsta este motivul adevărat pentru care am făcut episodul ăsta, da? Să nu creadă că ei au dreptate. Bun. Și încă o dată vă mai spun o chestie și am încheiat. Dacă faci ceva, coaie, asumă-ți și nu fii o pizdă. Numai bine, sănătate!